Neața lume, mult așteptatul solo leveling este aici. Dacă vreți să vedeți reacția, o găsiți pe Patreon împreună cu Free Eren, Ishura și Meshul sezonul 2. Asta l-am început acum și știți că primul episod de la oricare anime îl voi vedea vreodată. E gratis, așa că le puteți vedea. Și începem cu această insulă unde scrie că acum 3 ani în urmă se întâmplau niște chestii. Mai exact erau acești marinari care zic, capitane, trebuie să ne băgăm și noi să luptăm aici. Degeaba ne-am băgat noi pentru că armele noastre nu dau damage. Efectiv, dăm degeaba. Și o să vedeți de ce acum nu nu prea are sens, dar mai încolo să aibă sens chestia asta. N-avem ce să facem, trebuie să lăsăm pe vânători să preia acest caz. Băi, și erau ăștia atacați de furnici. Un venit în vânător, X vânător și ultimul arc cu furnicile chimeră sau chimera. Băi, și încercau ăștia să se lupte cu ele. Avem aici vrăjitor, bandă de ăștia cu foc. Părea că se țin la ei până i-a călcat furnicile și a început să mănânce din ei. Oh, nu, fi să fie, suntem prea slabi pentru jocul ăsta. A, e, cât spunea XF. Ăsta când să moară, vine unul și-l ajută. Dar ziceți voi dacă armalul ăsta nu seamănă cu more un măr mâncat. <laughs> mâncat din el, știi, cotorul de la măr. Uite, numai. Și îi dă hilul ăsta care era mâncat de furnică, iar ăsta zice, oh, nu vine să cred, m-a vindecat. Pe păi da, asta face magia care te vindecă. Te vindec. L-a <laughs> vindecat pe fraier. Apoi apare unul care dă cu fulger și altul care este, cred că e un fel de fighter că luptă cu mâinile goale. Mă rog, are niște mânuși, da? Na. Și se bată ăștia doi. Toată lumea zice, oh, sunt vânătorii de rang S. Ua, ce tare. Dar după furnicile basic pleb alea roșii, vin astea ale mari. Mă rog, deocamdată e una, dar o, o să apar mai multe mai acolo. Și ăsta zice, bă, nu cred că e ul Probabil e doar liderul celor de dinainte. Păi da, cam ăsta ar fi un boss. <gântări> nu bossul final, dar un mini boss, o elită ceva. Și începe ăștia să se bată cu el sau cu ea, că nu știm ce, ce, ce furnic e ăsta. Poate din furnicul sau furnica. Și l atacă furnica pe ăsta care a zis eu că e fighter. Îl, îl, prinde așa, se ține foarte bine. I-a prins colț în mână. Iar ăsta de sus, cu ghearele tigrului aurii, bam, fulger pe el. Ăsta de năcaz rupe dinții la furnică. Da, are și dinți, vedeți dinții și are și colț. De fapt, a rupt colții mari, bă, și -i dă cu unul fix prin ea. Ba, și cam mai a fost furnica. Easy, ai crede. Dar de fapt nu, acum vin ale mai multe, că sunt grămadă și din acestea. Interesant, bă, și ăsta evoluează aici, și alaltul altul cred că își mărește puțin ghearele și dă cu fulgere, și apoi sărim în altă parte, unde era alt pleb, dar un pleb cu ochelari. Aici era în oraș și pe drum, bă, am o grămadă de furnicuțe din astea și ăsta era lider de guild. Că plebii de jos zic, bă, guild master choi, când ești pregătit, dă-ne să tăbărâm pe ei. Gata, bă, nicio problemă. Ia asta focul, aparent dă cu foc băiatul, rad de toate furnicile ale roșii și mai ale, ale mari și le zice la ăștia plebs shopei. <laughs> și s arăștea ăștia pe ei și acum ni se explică ce pâlmă se întâmplă cu lumea asta. acum 10 ani, o grămadă de porți care leagă lumea noastră către o altă dimensiune s-au deschis. De partea cealaltă, erau niște creaturi dubioase numite bestii magice. Uite goblinii. Unii mă goblin slayer când ai nevoie de el. Ei, și ăștia trăgeau cu mitraliera ei, niciun damage, ok? Zero damage. De aia la început ăla de pe barca a zis, bă, dar nu trebuia să luptăm și noi? Păi da, dar degeaba, aparent armele lor moderne nu merg, dar cumva o sabie, bă, dă, dă damage. Și apoi au apărut ei, Vânătorii. În funcție de puterea magică pe care o ai în corpul tău, ți se dă un rang. Și ai așa, S, cel mai bun, A, B, C, D, sau E, ultimul pleb. Și-l avem pe al nostru, iau-l, pe Sun, Jin, Wu, care nu știu dacă se zic Sun, Jin, sau U. Sujuk o să-i să zice eu, cred că o să rămânem cu Jin sau Ginuț L-avem pe Jinuț al nostru. Problema e că odată ce ți s-a dat rangul ăsta, știi, te-ai te născut cu o anumită cantitate de putere, bă, indiferent cât te-ai antrenat niciodată în viața ta, nu să poți să depășești asta. Te-ai născut cu power level 2, să zicem, cu 2 mori nu și în cazul lui Ginuț, dar asta o să vedem mai încolo. Solo leveling pe ecran, bun, începem anime -ul. Trei ani mai târziu, prezent day, acum în 2024, erau băieții aici că se deschisese o poartă din asta, să intre înăunt. Bă, da, super relaxat, ia uite aici camionul cu cafeluț, o, oh, salut, baftă băieți în raidul de azi, desigur nicio problemă, salut amice, vine ăsta se salută cu colegului. lui, ce, bă, ce faci, dă te încolo, am crezut că nu mai vii să mai lucrezi cu noi, bă, nu m-aș mai fi dus, dar cineva asta mea a rămas gravidă și vine al doilea copil, ne traia și nouă bănuți, știi? Și apoi vine și ginuța al nostru. Toată lumea îl salută. Oh, Ginuț ce faci, bro? Dă-te încolo, ai mâncat înainte să vii aici, ați dau o ciorbă, ceva. Nu, boss, că a mâncat. Măcar atât a aibă și el să mănânce de pe zi pe alta și pe ăsta îl întreabă. Bă, cine e ăsta? Toată lumea îl salută. E cel mai puternic cumva de aici. Nu, nope, din potrivă. E cel care a venit după ce ai plecat tu și ăsta, porecla lui, este cel mai slab vânător din toată lumea. Noi am avut un raid, printr-o poartă de rang E, okay? ultima poartă, și el a ajuns în spital. E ca și cum ai juca un joc pe easy și pierzi mereu. Așa e el, ăsta e el, n-ai ce să faci. Și fiind cel mai slab, raidurile la care participă el, noi le luăm ca raiduri ușoare. Că da, dacă el poate să le facă bine, deși nu prea poate că ajunge în spital și la ultimul raid, ei ceilalți care nu sunt ultimii plebi, o să o ducă bine. Ce apoi apare Gagica și zice O, Ginut, ce cu tine? De ce ești așa plin de rând? Te-ai lovit? Ce s a întâmplat cu fața ta? Bă, nea, știi și tu, am fost într-un raid și mi-am luat bătaie. Mai vorbește puțin cu tipul asta, îl întreabă cum de s-a rănit. Păi, na, fiind un dungeon de rang, e, nimeni nu s-a gândit. Bă, hai să aducem un healer, că poate ne rovim că nu se lovesc, că e dungeon de rang mic, dar na, al nostru s-a lovit, era să moară. Și apoi vine asta Song Chiul, care le ține aici și a întâlnirea, adunarea, e liderul, ce se mai e liderul grupului, zice, bă, hai să mergem să intrăm să rupem totul, mă bucur să lucrez cu dumneavoastră, zice Ginuț, foarte de treabă Ginuț, bă, sunteți pregătiți să intrăm? Da, bun, perfect. Intră ăștia în dungeon, Ginuț al nostru se uita la cuțitul lui, care de-abia avea magie în el, dar din păcate atât și-a putut permite. Ginuța nostru e cam pe sărăcie maximă și intră și el în portal. Apoi, în altă parte, timp ce se întâmplă aventura asta, avem și termenii politici pe partea altă și ni se explică și se leagă bine una cu cealaltă. Go ăsta prinde tăieturi pe față, ne explică, bă, fii atent. Vânătorii vânează în aceste dungeon pentru resurse. Aceste resurse, de exemplu, șur șuricanul ăsta, e foarte valoros. Și acum ajungem la ginuța nostru care avea și el o piatră de rang E, nu e ca șuricanul ăla care probabil era de rang mai mare. Și, bă, ginuța era fericit, zice, în sfârșit am și o petricică din asta, dă-te încolo. A, și după aia atacă un goblin. Bă, nu doar că-l atacă, îl nenoroce. Dacă l-ar vedea Goblin Slayer, i-ar zice ah, a, s-a <laughs> Și-și-o dă cu Goblinul, îi se rupe arma și după aia Goblinul bagă sabia în el și gata. Asta a fost solo leveling, s-a terminat, mulțumim de participare, ginuța noastră a murit. Îl ajută ceilalți din parte și vine gagică sa să-i dea heal. Și se uita așa în timp ce își lua heal de la asta, vedea cum toți ceilalți se descurcă foarte bine. Și apoi la moșu care ne explica, bă fii atent, pietrele astea pe care le colectăm noi de la bestii pot fi transformate în arme puternice ca să batem alte bestii. Practic batem o bestie cu o altă bestie. Plus că cristalele de mana pe care le luăm din dungeon au o aplicație similară dar sunt mai puțin potente. Aha. Dar guvernul vrea să le folosească în alt mod, ca și o nouă sursă de energie. Mai uh, în siguranță decât energia nucleară, mai eficientă decât apa, vântul și orice altceva și nu poluează ca combustibilul fosil. Sursa de energie ideală ar fi cristalele astea. Și bineînțeles că au nevoie de vânători care să adune aceste cristale. Și apropo de vânători, s-a terminat raidul ăsta. Au bătut ultimul boss, acest lup care doarme cu limba scoasă. Ginuța al și-a luat și el heal. tip asta că am încercat să-i spună pe ocolite boss, nu-i jocul tău. Ai greșit, meseria lui pentru tine, la cei care bătu să rămostru se gândeau, bă, dar nu prea m avut loot, sincer. Mă înțeleg că e dungeon din ăsta de săraci, dar prea de sărace. Și ginuți iară se gândeau, uite, era să mor pentru o pietricică de rang, e, eh, păi, dar ce fac cu asta, nu mă aștept cu nimic. Și la un moment dat zice unul, bă, nică am găsit poteca asta aici. Ce ziceți, ne băgăm? Bă, ce naiba, double dungeon? Adică tunel în tunel? Unde naiba să ne ducem? Bă, poate e lut acolo. Poate nu e lut. Ăsta liderul grupului zice, bă, fiți atenți, procedura standard e să așteptăm ordine de la asociația vânătorilor. Nu să ne băgăm noi ca orbi că nu știi ce e acolo. Lasă, bă, că e un dungeon de rang D. Siguranță o să fim bine. Ăsta tot nu voia să meargă și a zis, bă, știi ce? Hai să punem la vot. Și cumva se votează da, nu, da, nu, până e 6 la 6 și cine trebuie să decidă? Ginuț. Ginuț fiind ultimul sărac s-a gândit, bă, acum că tasul lipsea, iar măsa era super bolnavă și pe soră s-a treasul de la facultate, are nevoie de bănuț. Și a zis, bă, hai să mergem. Eu, Ginuț, zic să mergem. În altă parte vedem cum se testa nivelul de magie ca să ți se determine rancul. Era biluța asta aici, te duceai, puneai mâna pe ea și ți se determina rancul. Apoi venea unul dacă erai destul de șmecheri, și zicea, boss, ia contractul ăsta că ești rank ce șmecher, hai la noi în gildă. Vorba la telefon cu ăsta. Și ăsta zicea, bă, nu contează genderul, vârsta, cine sunt, nu. Deci nu pasă nimic, atâta timp cât îți buni, o le ofertă ei la noi în grupă. Dar, Oricât de bune ar fi, niciodată nu se compare cu Chahae. Chahain. Chahain. Cu Chahain. Bă, bă, vedeți că Chahain e șmecheră. Pentru că aici s-a furat poșeta la o tipă, mergeau ăștia pe scooter și dau de ea de Chahain. iau-te pe Chahain. S-a filmat aici, s-a filmat cameramanul și a făcut treaba bine aici. recuperează geanta la tipă și toată lumea atunci a zis, bă, e vânătorul de rang S. Este Chahain. Ce jmecheră e, dă-te încolo. Și pleacă Chahain, nu stă cu plebi de vorbă, sare pe aici pe bloc, face niște backflip și s-a dus. În tunel, înapoi la ginuța nostru, mergeau de vreo 40 de minute și n-au mai dat de nimic. Ginuț vorbea cu Gagica, zice: "Bă, scuze că din cauza mea mergem aici." că eu am votat pentru. Ai ok, nu-ți face griji, dar uh, ești conștient că dacă acel boblin te-ar fi atacat puțin mai sus, ai fi mort acum, nu? Bă, da. E bine, dacă înțelegi atunci, ar trebui să mă scoți la cină. Și nu care să cu abia avea bani să mănânci ceva. Ce, bă, nu vrei să mă scoți la cină? Ba, da, mă, da. Sunt întrerupți de porți. Au ajuns, mă, gata. După 40 de minute au dat de mari porți. Și unul zice, dă-le încolo de porți, le deschid eu, că n-am mers până aici Deschide ăsta porțile, apoi îl vedem iară pe ghost al bătrân care a explicat la cei care au trecut pro baia aia să vadă ce rang îs. Le-a explicat că 10 ani de când s-au deschis porțile, să devii vânător înseamnă să ți riști viața, chiar și cei care s-au obișnuit cu raidurile niciodată să nu uite că, bă, sunt periculoase. Dacă vrei să supraviețuiești, ține minte sfatul ăsta să ți fie frică. Înapoi la băieții din echipa lui Ginuț, cărora nu le era frică de nimic, că na, l-aveau pe Ginuț și dungeon de rang D. Intră în camera asta, bă, niște statui super mari aici. Ginuț se uita la asta, zice: "Uau, asta cât de mare e mai mare decât celelalte." La un moment dat unul zice: "Bă, nicio bestie." Dar am găsit este asta, tableta magică scrisă aici. Începe ăștia să citească pe tabletă, gagica Caluginu Gino ți zice, bă, nu ți se pare că statuia aia se uită la noi? What? Nu mă, ce ți se pare ție cum să uit o statuie? Două secunde mai târziu să închidușile. ușile. Opa! Ăsta zice fira să fie, v-am bă, că să nu mergi în voi nu, că mergem să luăm luta, ha? Hai că eu plec de aici. Bă, și ea, ăsta la fugă, când să plece, statuia asta mare care ținea dita mai alebarda, și bam, l-a dus ăsta, a plecat dacă e de tot. Panică în grup acum, îți dai seama, toată lumea nu, o să murim aici, ce s-au mișcat statuile, ce, cum să bat în statuile astea, what? Ginuța nostru nu înțelegea, zice, bă, bă, la care a murit nu era rang D? Cum n a pierdut unul de rang D? Că dacă el a pierdut, ce șansă are Ginuț? Pătra adevăr. Bă, și se uită Ginuț la statuia aia, de a zis gagică să bă, vezi că asta se uită la noi. Și într-adevăr, s-au mutat ochii, mă. Și acum Ginuț ne face niște backstory, și că el, 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 el stătea să moară cam în fiecare raid primul lui raid s-a separat de ceilalți și a fost atacat de un goblin din ăsta și a stat câteva săptămâni în spital. În alt raid s-a pierdut fraierul prin labirint și era să moară de foame. Deci Ginuț nu doar că e slab ca putere, nici capul nu prea duce. El se pierdea prin toate raidurile, mă. Nu contează cât de slab era dungeonul, el mereu ajungea în spital, cam asta e faza. Majoritatea vânătorilor își iau echipament foarte bun din pietrele pe care le adună. El fiind ultimul pleb și nereușind să adune nimic, sau când aduna era o piatră din aia micuță, are un singur cuțit ăsta. Și dacă îi se rupe aia, o să lupte cu și i s-a rupt atunci cu goblinul. Papucii lui, după cum vezi, nu erau în cea mai bună condiție. Și revenind în prezent, statuia asta trage din ochi cu raze laser. Le zice Ginuț, bă, jos, dar ce jos ca aia i-a bărăit aia de a lua dracii. Au ars câțiva din ei, a început ăștia să pe oh, nu, au ars ăștia, ce să facem? Nimeni nu ne-a zis, păi cine să vă zică, că cred că n-a mai intrat nimeni în bucata asta de dungeon, îți dai seama. Și nu panicat, nu înțelegea ce naiba se întâmplă, cum e posibil să se întâmple asta, suntem blocați, o să murim, aia e. Bă, și aia e că s-a terminat episodul aici, deci eu mă gândeam că ne lasă până când devin el mai șmecher, nu? Iar preview spre episodul 2 nu e, dar măcar ne dă titlul la episod. Se numește dacă aș mai fi avut o șansă. Bă, Ginuț, spre norocul tău o să mai ai o șansă. Dar asta o să vedem în episodul care vine. Cam atât cu acest episod din solo leveling. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți reacția la solo leveling free Eren, Meshel, episodul 1 și Ishura, episodul 1, vi le recomand. Sunt pe Patreon. Gratis link în descriere. Iar noi ne -au de mâine cu un nou clip.